Spectacolul oferit de administrația locală de zilele municipiului Câmpul Lung se va muta anul acesta de pe stadionul municipal în piața primăriei. Sărbătoarea mușelenilor va dura timp de o săptămână în perioada 15-21 iulie, 7 zile în care distracția va fi la cote maxime. Vor fi concerte, expoziții tematice și de pictură, ateliere de creație, lansări de carte și invitați de seamă. De luni, 15 iulie de la ora 8 la ora 16, la Biblioteca Municipală are loc expoziția copiilor Pictură în bucate. Expoziția aceasta se desfășoară de luni până vineri în intervalul 8-16, deci toată săptămâna, mai puțin în weekend. Marți, 16 iulie, între orele 11 și 14, va fi atelier meșteșugăresc de țesut cu sut, meșter popular Mirela Enaru, plus program cultural-artistic de muzică populară cu tineri interpreți, locul desfășurării Poiana Culturală. Miercuri, 17 iulie, între 11 și 14, la fel ca marți, lansare de carte și revistă. Este vorba despre Cartea sub soarele oceanului a profesoarei Maria Chirtoacă și despre lansarea revistei Acidava, numărul 32. De asemenea, vom avea și spectacol de dans, locul desfășurării Poiana Culturală. Joi, 17 iunie, între orele 11 și 14, tot în Poiana Culturală, va avea loc expoziția de pictură Câmpul Lung prin culorile anotimpurilor și atelier de creație Cercul de desen și pictură Alexandru Donici. Vom lansa a doua ediție a cărții Îți scriu din Câmpul Lung. Vă mai aduceți aminte de prima ediție? O carte care a fost scrisă de copii talentați din Câmpul Lung, foarte impresionantă, foarte frumoasă. Anul acesta va fi a doua ediție. Apoi program cultural-artistic de muzică pop și folk, susținut de tinerele noastre talente. Vineri, 19 iulie, de la ora 17:30, vom avea iarăși alături de noi trupa Hai Hui, de la ora 18 la ora 19, în piața primăriei, vom avea program artistic susținut de grupul vocal bărbătesc Dorul Mușcelene, acompaniat de taraf și, de asemenea, va cânta și interpreta de muzică populară Ana Maria Cristina. De la ora 19 la ora 20 va cânta Elena Gheorghe, de la ora 20 la ora 21 Raluca și Balcanic, iar de la ora 21 la 22 Delia. Apoi urmează spectacolul de artificii și până la ora 23 DJ Mike Kex. Sâmbătă, 20 iunie, de la ora 10 la ora 20, se desfășoară a treia ediție a Târgului de Meșteri Populari la Muzeul de Etnografie. De la 17:30 trupa Hai Hui, de la ora 18 voi premia elevii și sportivii cu rezultate deosebite. Apoi urmează program artistic de muzică ușoară, populară și dansuri cu tinere talente mușcelene până la ora 21. Iar de la 21 la 23, iarăși DJ Mike X. Duminică, 21 iulie, de la ora 10 la 14, se desfășoară Târgul Meșterilor Populari la Muzeul de Etnografie, deci e a doua zi de târg. Iar Biblioteca Municipală organizează Parada Statuilor Vivante la 10, de la ora 19 la ora 20 DJ Rir și de la ora 20 la ora 22 va fi trupa De La Fan, care va încheia săptămâna cu zilele municipiului Câmpul Lung. Comercianții care vor să-și desfacă produsele culinare și mărfurile în aceste zile vor avea la dispoziție un spațiu special amenajat în jurul primăriei.